în acest cartier, în apărătorii patriei, la margine de București, a văzut lumina zilei un tânăr care peste ani avea să devină unul dintre cele mai importante nume din fotbalul românesc și nu numai. Mircea, cel de-al treilea copil al unei familii cu 5 copii, o familie săracă, cu multe lipsuri și privațiuni, a visat ca peste ani să devină un fotbalist celebru, aclamat de mulțimile din tribunele stadioanelor. Astăzi știm cu toții că el chiar a reușit. Sigur că pentru fiecare dintre noi copilăria rămâne în sufletul nostru, rămâne în mintea noastră, rămâne în permanent introspecție pe care le facem cu noi înșine, încercând să ne regăsim în tot ceea ce a fost. Provin într-o familie numeroasă, în care eram 4 frați, o soră, sora cea mai mare, Steliana, Stella, îi spuneam noi, al doilea era Nicolae, a murit, noi o să-l ierte, Nelu, al treilea, eu, Mircea, al patrulea și Gelu, al cincilea. Sigur, era imediat după război, situație foarte grea. Țin minte cum ne plimbam dintr-un loc în altul, nu aveam, începuse naționalizările de case, în cartierul în care trăiam noi, apărătorii patriei întâi, știu că am stat într-o cazarmă militară, dezafectată, după care ne-am mutat într-o casă naționalizată, o casă din cârpici, care pe urmă cu ani a și căzut. Bunicii din partea tatălui erau din Bucovina, de lângă groa humorului. Erau dintr-un sat de răzeși, care erau răzeși, se știe că erau luptătorii lui Ștefan cel Mare. Ei aveau un port anume. În primul rând, aveau părul până pe umeri, aveau barbă și aveau mustață și breton. Asta era portul lor. Tata și el provenit într-o familie foarte, foarte numeroasă. A fost obligat de mic să plece de acasă, să lucreze la stăpâni. Mama provenit într-o familie de ardeleni, care înainte de primul război mondial s-au mutat au venit în Bărăgan, deci în zona Călărașului, Crucea, Dragoș Vodă, comune mai târziu, pe care eu n-am apucat să le cunosc, dar știu că aveau mulțime de rude în zona aceea. Bunicii noștri au trecut granița în Moldova și aici au făcut 5 copii care erau născuți cam în aceeași zonă, în județul Roman era atunci, dar în locuri diferite. Tatăl meu era născut la Mogoșești Tiret, lângă Pașcan, lângă hanul Ancuței. Mama, fără tată, se spunea, bunica mea, care era foarte, foarte discretă, a avut o aventură cu un francez, ofițer francez, în anii 20. Și ea s-a născut în felul acesta, a fost o fată din flori. Francezul a plecat acasă, mama mamei mele, bunica, deci nu a putut să-și lase familia și nu s-a dus după acest ofițer francez. A fost secretul ei, a trăit cu el și a murit cu el. În satul în care ei au locuit, era un ministru, Stârcea, care el era și diplomat, el foarte mult stătea și în străinătate, dar avea această moșie pe care el o iubea foarte mult. Și acolo tatăl, familia lui, au lucrat afară de bunicul, care el în 1916 a fost luat pe front, dar nu ca să lupte, că avea 56 de ani, ci ca să facă tranșee pentru militar. A fost lovit la un picior, a făcut o infecție și de aici i s-a tras moartea. Și a rămas bunica cu 5 copii. Băieții, 2 băieți care erau, au lucrat pe moșia acestui Stârcea, iar fetele erau fete în casă și au fost educate altfel decât celelalte fete de la țară, din sat. Și au venit în București. În final a dus-o pe bunica și pe tata. Și unde să lucreze? Tata a lucrat la grădina Cismigiu cu un austriac,
a lucrat în spital. El, dacă a lucrat la grădina lui Stârcea, el era grădinar de flori. Iar fratele lui a lucrat la grădina de legume. Tata analfabet. Pentru că aminte că imediat după război, când a început acea alfabetizare în țară, obligatorie, de fapt, până la urmă a reușit să termine 4 clase, dar împreună cu mine, care aveam 5 ani. Studiam împreună. Deci ne-a legat. Am învățat să scrie, am învățat să scriu și eu odată cu el. Mi-a transmis și această extraordinară ambiție de a dori să reușească. Era greu înainte, din cauza că eram 5 la părinți și părinții săraci lucrau în spital amândoi și cu salariul și cum era, vă dați seama că era foarte rău. Așa, ne-am chinuit până ne-a făcut și pe noi mai mari. Mama și ea cu o pregătire atât cât se putea în perioada aceea, 4 clase avea, dar extraordinar de inteligență, de inteligentă, de isteață, o capacitate extraordinară de sacrificiu și nu întâmplător a crescut totuși 4 copii, 4 copii care fiecare în felul lui a încercat să dea părinților satisfacții, unii mai puțin, unii mai mult. Deci eram o familie de oameni necăjiți, care dormeam toți într-o singură cameră, aveam 3-4 în formă de U, erau așezate, și dormeam câte 2-3 chiar. Da. Deci se încălzea numai camera respectivă, iarna, că în celelalte camere, mai erau încă două camere, un dormitor și o bucătărie. Dar noi dormeam toți într-o singură cameră. Da. În camera aia, când rămâneam eu cu Mircea, aici cam fotbal între paturi. Da, și era foarte amuzant când rămâneam noi de acasă. Vreau să vă spun că tata niciodată nu le-a dat o palmă. Să știți că nu e exagerare, nu e minciună. Dar dacă făcea o poznă, îi băga în casă și judeca o oră. Și când ieșea Mircea afară, ofta și spunea, of, mai bine ne dădea câte o palmă și ne lăsa în pace. Am avut într-adevăr o copilărie frumoasă în cartier, pentru că așa era înainte. Era libertate, era asta, aveam câmpuri, aveam pomi fructiferi, aveam căruțele care venea de la Berceni, Vidra și toate astea cu roșii, cu vinete și mai... Nu era cum... Când eram mici, așa, cum făceam, eram toți în... Da, pom fructifer, nu mai vorbim, livezile cum erau aici, pe la, în special unde este Bagdazarul, aici era, aveam de mâncare, plecam dimineața, veneam seara. Mingea, alergătură, glafura, cum se spune, de cireje. Era un cartier de oameni săraci. Singura noastră plăcere era să mergem pe Maidan, să jucăm fotbal. Aveam lângă noi acolo și un teren de fotbal al unei întreprinderi, de casă. Și cam foarte mult fotbal. De dimineață până seara nu mai fotbal. Mergeam până după fructe. Asta era mâncarea de bază. De dimineață până seara, fructe, legume. Când s-a hotărât ca nimeni să nu mai locuiască în spital, spuneam, toată familia ne-a mutat într-o cazarmă militară care fusese dezafectată. Am stat o perioadă acolo, după care ni s-a dat o casă în cartierul acesta, un cartier, țin minte că stăteam, casa noastră era lângă vestit un restaurant Rața Albă. Un restaurant cu... Toată lumea se strângea în cartier. Sigur, era perioadă de război, era incredibil, era o rivalitate între cartiere extraordinare. Seri de seri, bătăi, baluri pentru fete, pentru noi eram mici, ne băgam printre ei, printre picioarele lor pe acolo. Deci, sigur, trăiam mai mult prin afară, prin curtea spitalului, pentru că era imens, era o curte extraordinară, îmi pare extraordinar. Pe toate zonele acelea din preajma cartierului Apărătorii Patriei, care era vecin cu Calea Văcărești, spuneam și în cartea care am scris-o, cum căream zarzavată cu Ștefan, pentru că el avea o minge de fotbal și pentru ca să ajungă mai repede, noi îl ajutam să aducă acestea din grădinile bulgărești. Erau grădinile bulgărești atunci, pe Cocioc,
pe Valea Dâmboviței. Vreau să vă spun așa, noi facem caz de sărăcie, dar față de ce vedem astăzi, la noi n-a existat treaba asta. Deci mâncarea care a fost bună, proastă, a fost la discreție. Noi n-am răbdat de foame. Iar nu exista Paște sau Crăciun ca copiii părinților noștri să nu aibă o bucată de cozonac pe masă sau să n-aibă un ou roșu. Tata spunea cum să iasă copiii la poartă cu o felie de cozonac în mână și cu un ou și copiii mei să se uite cu jind. Nu exista. Vreau să spun și cum mă sculam dimineața la ora 5:30, 6, aveam un unchi care era fusese jandarm și pe urmă când s-a schimbat, fusese scos din jandarmerie, stătea acasă, el se ducea pe la 3-4 dimineața în obor, cumpăra zarzavaturi, venea, îmi lăsa mie un coș de zarzavaturi și el avea și el o tarabă acolo. Și eu vindeam dimineața la ora 7:30, 6:30, vindeam. Vindeam și profesorilor mei. Vindeam din când și se tămâiau cu mine, că nu mai tot. Nu, erau, ce, erau 25 de bani, o legătură de leuștean sau de pătrunjel sau de ceapă sau de lucrurile acestea. Încercam să fac să ajut și eu părinții așa cum puteam. Părinții noștri nu au avut școală multă, însă educația au știut să ne dea. Și pentru asta le sunt recunoscătoare, că noi am făcut școală mult puțină cât s-a putut, dar am făcut-o. Cel mai mult a făcut-o Mircea, pentru că eu am și renunțat din cauza că Mircea chiar a și scris în cărțile lui. Amintit de chestia asta, că eu am renunțat la școală, că tata nu putea să ne țină 5 copii în școală. Era imposibil. Și atunci au mers ei mai departe. Sigur, dintre ei eu am fost cel care am fost mai prins de școală. Dar am făcut în condiții foarte grele. Mi-aduc aminte că eram în clasa a 9-a și încă mergeam de sculți în luna noiembrie la școală. Nu aveam bani. Dacă le spui celor de astăzi în ce condiții trăiam, n-ar fi înțeles niciodată. Trăiam toți într-o cameră, ne strângeam iarna, mai ales din cauza lipsei de căldură, într-o cameră de 3x4, erau 4 paturi. Eu dormeam cu al doi frați, cu cel mai mare, Nicolae și cu, deci, Moțu, spuneam noi, și cu Nelu, tata, mama, cu cel mai mic, și sora mea singură într-un patalic, cum e mai normal. N-am avut lumină electrică până foarte târziu, stăteam cu o lampă de gaz, iar eu mi-aduc aminte că eram pasionat de literatură, de a ști, de a cunoaște, de a se sfârșit. Am fost dintre cei care am fost premiant la școală. Și seara când tata stingea lumina, pentru că a doua zi dimineața se scula la 5:30 să merg la serviciu, eu la lampă, în picioare, stăteam cu picioarele lângă capul surorii mele, care adormea. Și stăteam în picioare la lampă aia să citesc. Învățătorul lui Mircea era cel mai bun învățător din școala noastră. Cel mai bun era. El fusese ofițer în armată și era și foarte sever cu copiii, dar nu bătea copiii, nu? Că în timpul ăla când eu eram la școală încă se mai băteau copiii. El nu bătea copiii, dar a venit la tata când a terminat clasa a patra și i-a spus: domnul Lucescu, nu știu, să-i sacrifici pe toți pentru Mircea, pentru că este un copil excepțional. Raportul meu cu profesorii a fost extraordinar și am iubit școala și nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ceea ce mi-au dat ei, acești profesori. Când văd astăzi că mai văd, prea mai citesc în ziare, pe la televizor, când văd că mai există copii care, cum vă spun eu, au o atitudine negativă vis-a-vis de acei oameni care încearcă să le dea viață. Pentru că școala este până la una de viață. Eu stau și așa rămân surprins. N-au trecut prin greutățile care le-am trecut noi ca să-și dea seama ce înseamnă lucrul acesta. Mircea, pot să spun că a învățat foarte bine. Era așa iubit, așa de profesori, era nemaipomenit. Din toate punctele de vedere, în special că română, engleză, franceză în special, care cel mai mult i-a plăcut franceza. El când venea de la școală n-avea treabă, venea direct cu un ghiozdan așa acolo, l-arunca peste gard și pleca mai departe. Vedea eu ce mănâncă, ce... Da. La copii, la joacă. Thank you.
Eu îi spuneam mami mereu: mamă, dar dumneata nu-l pui pe copilul ăsta să citească lecția de geografie, de istorie, să învețe o poezie? Și mama l-a certat față de mine și zice: mami, ceilalți se joacă în spatele meu, eu îi las în pace pe proștii, dar zice, eu îmi învăț lecția din clasă și n-am nevoie să o citesc, că eu știu ce vrei să-ți spun. Uite, deschide cartea și întreabă-mă și orice. Și îți spun orice. Mai avea un obicei că se așeza în pat cu harta deschisă și citea harta. Și spunea mami: vrei să spun unde este Lisabona? El, fără să știe că odată și odată va ajunge la Lisabona și că va ști să vorbească limba portugheză. El foarte mult a învățat singur. El n-avea meditatori, el n-avea nimic, el singur a învățat. L-a ajutat foarte mult. Tata nu mai putea după el, tata îl iubea cel mai mult. Cel mai mult îl iubea pe el și spunea tata: zice, vedeți voi, uite ăsta cum este el de mic și de amărât, ăsta o să ne țină pe toți. Și realitatea că așa a fost. În perioada de vară lucram la ferma spitalului. Spitalul nu aveam o fermă și lucram la fermă. Mi-aduc aminte și acum 10 lei pe zi, deci un leu pe oră. Sau mergeam la cules de prune în perioada prunelor, o ladă de aceea imensă de 20 de kilograme, primeam un leu, munceam dimineața până seara, dar seara ne întorceam, treceam pe la alimentar, stăteam la coadă și cumpăram, ba, o sticlă de ulei, ba, un kilogram de pește sau ce se vindea în perioada aceea. No, a fost o perioadă extraordinar de grea, dar cred că acea perioadă m-a ajutat pe mine foarte mult, pentru că mi-a dat această posibilitate să înțeleg că viața este o permanentă luptă. Și m-a ajutat în profesie extraordinar de mult. Niciodată nu m-am culcat pe lauri unei reușite, totdeauna am luat-o la cap, totdeauna am considerat că este o permanentă reîntoarcere pentru a putea din nou construi ceva. Era un băiat foarte timid, liniștit, așa, cu un suflet mare părea, dar era tare abătut așa, adică avea o situație mai foarte dificilă. Adică noi într-o zi chiar ne-a spus să ne ducem să luăm de acasă cu mașina și ne-am dus cu autobuzul toți jucătorii la el acasă, stă prin apărătorii patriei, mi-aduc aminte, parcă astăzi a fost data când am fost, stătea într-o casă foarte, foarte amărâtă, cu o prispă, cu lut, cu bălegar de aia făcută pe aia și cu o fântână în curte. Cred că și WC-ul era pe acolo, că apă nu era în casă. Dar o casă tare amărâtă, niște oameni foarte, foarte modești. De fapt, nu m-am mirat așa mult, că nici noi nu eram mai departe. Că și noi eram sărați și amărâți, că stăteam prin obor pe acolo, vai de capul nostru. Deci, părerea mea că fotbaliștii care au ajuns fotbaliști mari au fost din familii foarte, foarte sărace. Și acum, venind antrenor, am observat că jucătorii, tinerii care vin cu bani, nu ies. Care au familiile de le cumpără treninguri, Adidas, nu ies. Cei săraci care nu au avut cu ce încălța, au reușit până la urmă în viață, probabil și datorită situației în care erau, adică trebuia să facă ceva, să iasă din ocirlă în care ne aflăm. Că am vorbit și de mine acum. Țin minte că tata își propunea un singur lucru la începutul toamnei, să cumpere o magazie de lemne și un camion de cartofi. În curte făcuse o pivniță, el o acoperise cu aia și băga cartofi în pivniță și avea două lucruri, să avem cald și să avem ceva să mâncăm. Sigur, până la urmă lucrurile s-au schimbat. Eu vorbesc de perioada 47, 48, 55, până deja până în anii 60 a fost extraordinar de greu. Dar am crescut în condițiile astea și am crescut sănătoși și cu un sentiment extraordinar de apartenență la familie. Eu chiar le sunt recunoscătoare că nici nu ne-a dat de lângă ei, cu toate că ne-a cerut, nu pe mine, l-a cerut pe Nelu și l-a cerut pe Mircea. Pe Mircea l-a cerut profesorul Borcea, care a făcut acvariul de la Constanța. Mircea avea vreo 4-5 ani, văzându-l pe Mircea în preajma lui acolo și el iubind foarte mult copii și nu avea, stând de vorbă și jucându-se cu Mircea, a văzut cât e de deștept. Și s-a dus la tata și i-a spus, zice, domnul Lucescu, dă-mi-l, te rog mie, pe copilul ăsta, pentru că e prea deștept și dumneata, fiind cu atâți copii mult, nu o să ai posibilitate să-l ții în școală. Și eu am ce să-i las. Tata i-a spus, domnul profesor, eu am o mare stimă pentru dumneavoastră, dar nouă ne-a murit tata în timpul războiului și mama ne-a împrăștiat, ne-a dat de suflet că nu ne-a putut crește. Eu am zis că nu mănânc eu și le dau la copii, dar copiii nu mi-i dau de lângă mine.
iubeam foarte mult chimia. Aveam o profesoară de chimie, care era și dirigintea noastră, doamna Gavăt, Maria Gavăt, care a reușit să-mi inoculeze această pasiune extraordinară pentru chimie. Și ea m-a foarte mult a încercat să mă convingă să urmez chimia. Dar, cum spuneam, începusem să am o foarte mare pasiune pentru fotbal. Noi n-aveam, în perioada copilăriei, nu aveam alte jucării. Știu cum făceam acea minge, cu câte eforturi, cum strângeam din vecini, de la prieteni, într-un cartier, vecinii sunt ca într-o familie, se ajută unii pe alții. Cum mergeam și rechiziționam ciorapi de bumbac ca să fac mingea de fotbal. Câte funghii, câte picioare mi le-am scrijelit, mi le-am rănit, jucând și pe miriști și chiar pe terenuri de arate. Era incredibil, printre copaci, se vorbea despre Dobrin că l-a învățat să dribleze printre copaci. Cred că și la noi același lucru a fost. Jucam acolo unde ni se oferea posibilitatea și unde găseam un loc pentru un exprim. Cum să spun eu, în cartier eram cunoscuți din cauza că eram și mulți. Eram mulți și noi cam acopeream cartierul. Cam frații fiecare avea gașca lui, cum ar veni, prietenii lui, adică prietenii noștri, cum era. Și de asta eram cunoscuți pe Zedus. Se știa fratele meu la mare, care a murit în 88, a murit la 45 de ani, se chema Moțu, așa era el alintat de mama. Ăsta era cel mai, în privința asta, a anturajului, da. Bătăuș mai aparte față de noi. Și de asta spun că eram foarte cunoscuți. Plus că eram cunoscuți că jucam fotbal toți și tot mereu făceam echipa, făceam asta și îl mai luam pe goșgarul care era goșgarul diviziei apă la Dinamo și asta nici nu-l băgam în echipă. Vă dați seama că în cartier nu era așa văzut. Pasiunea pentru fotbal a început din această singura posibilitate de a ne exprima. Ne strângeam 4, 5, 6, de foarte multe ori în casă, între paturile acelea mărinte, un metru contra un metru și ceva, jucam fotbal. Până și acolo, sau aveam un cerdac așa, un coridor și acolo jucam fotbal între ei, nu mai vorbesc de aia, pentru că n-aveam posibilitatea să ieșim din casă. Eu țin minte că de foarte multe ori, așa cum am și spus, făceam lecțiile fraților mei mai mari, care ei mai umblau în stânga și în dreapta ca să le iau tenișe. Să pot umbla. Când eu am ajuns prima dată la Dinamo, țin minte că aveam o pereche de pantaloni de doc peticiți în spate. Proveniți de la școala de Studor Vladimirescu, era o școală de ucenici, unde fratele meu mai mare făcea școala și pe urmă, sigur, a devenit muncitor la uzinele de Studor Vladimirescu. Iar el, din cele dădeau de la școală, mai învăța și mie câte ceva. Așa am ajuns prima dată. De aceea eu nu pot să uit asta. Deci niciodată și nu... Cam între timp am făcut ceva, am acumulat ceva, am mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată, dar asta nu m-a făcut să uit absolut deloc perioada care am trăit. Mircea era cel mai din toți. Asta e. Din cauza că el, cum să spun, el era foarte iubit în special de ăștia mari. Din cauza că el cunoștea toate jocurile, din toate punctele de vedere. Dar a știut totuși ca să se stăpânească, adică n-a fost normal ca să aibă dragostea asta de a juca în continuare un joc de noroc. El asista la ei, îl trimitea pe el după țigări, îl trimitea după aia, asta era copilul lor. Iar fotbal, când jucau ăștia mari, imediat îl lua cu el în echipă. Da, era nemaipomenit. Nu-l lua pe Iene Daniel, care eram tot aici în cartier, vă dați seama, era goșgarul, era ăsta, Mircea era pe primul plan. Cartierul era plin de jucători de mare talent. Fotbalul era singurul element, singurul lucru care putea să atragă pe toată lumea. Iar eu eram un foarte bun organizator. Eu organizam meciuri între clase, între cartiere, între școli din fiecare cartier. De fapt,
Eu mi-aduc aminte că aveam 14 ani când am jucat prima finală a campionatului școlar pe București, pe 23 august, într-o deschidere a unui, erau cu plajă pe vremea aceea, numai că ploase foarte tare și noi jucam, nu aveam ghete de fotbal, jucam cu niște tenis și alunecam de, după știam de noi. Deci, dar era o chestie importantă, școala participa la toată astfel de acțiune, acum nu știu dacă se mai fac. Deci, cum spuneam, fotbalul pentru mine era, eu jucam cu cei mai în vârstă, pe vremea aceea se putea, adică ne strângeam și erau oameni maturi, 30-40 de ani, care jucau cu copii de 11-12 ani, eu fiind mai talentat, mă alegeau tot timpul și am avut un extraordinar de mare noroc că m-au protejat, au avut grijă de mine, adică simțeau că se poate întâmpla ceva cu jucători de talent în cartierele acestea. Cei mai în vârstă te luau sub aripa lor, nu puteau să te atingă nimeni. Cum era că unul mai agresiv, mai tare, imediat îl dau la o parte și, cum zice, acest spirit de cartier extraordinar care te putea ajuta și te putea împinge în față. Când eram noi mai mici și eu mergeam cu Mircea, așa plecam în perechi. Eu cu Mircea, Nelu cu Moț. Așa, și noi aveam gașca noastră de copii, mergeam prin spital, pe unde am copilărit, spitalul nou. Și atunci, văzând la alți băieți, începusem și eu să trag de țigare. El m-a amenințat că mă spune de tata și, într-adevăr, n-am mai fumat. Cred că a fost binevenită observația lui, să nu mai fumez. Și n-am mai fumat de atunci. Unde stăteam eu, apărătorii patriei, pentru că la un meci de fotbal la stadionul 23 august, nu aveam niciodată bani, mă agățam de tramvaie, câte bătăi am mâncat, câți polițiști, cum să spun eu, m-au bastonat, trăgeam pe sub gard, cămășile rupte câteodată, că mai puneau și sârmă ghimpată. Unii erau înțelegători, vedeau că sunt copii, mai ne dădea drumul. Stăteam la coadă, altă dată mai mă rugam decât un nene să spună că sunt copilul lui, să mă bage. Așa am văzut, de exemplu, primul meci internațional. A fost un CCA cu Internaționale Milano și a câștigat CCA-ul cu 3-1. Sigur, așa am devenit stelist. Eu am ținut foarte mult la CCA-ul de atunci. Cunoșteam echipa pe din afară, știam totul. Noi nu aveam, cum să zic, acasă, când mi s-a pus un difuzor, că era o difuzare, se hotărâse în perioada aceea partidul să difuzeze, să pună în toate casele să aibă difuzare, nu? Și aveam un difuzor în care seara ascultam teatru la microfon, cunoșteam vocile tuturor marilor noștri actori, nu-i văsem niciodată, nu știam nimic, dar vocile lor recunoșteam din domnie. Aveam asta și aveam meciurile de fotbal care le trebuie. Și mă aduc aminte pe prispa acasă, cum ne strângeam toți copiii și ascultam cu sufletul lor ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în lume cu echipa noastră națională, atunci când echipa națională juca. În timpul facultății am fost antrenor la o echipă Recas. Această echipă Recas era un maidan plin de mari talente, unul mai talentat decât altul. Erau frății Lucescu, pe care i-am considerat ca și pe copiii mei. Am fost la ei acasă de foarte multe ori, am vorbit cu mama, cu tata, că am fost parte din familia lor și ei au fost parte din familia mea. Pe urmă, mai târziu, sigur, dintre noi, cel mai talentat pot să spun că a fost fratele mai mare, care la 15 ani juca deja într-o echipă, se numea Recas în cartierul nostru, o fabrică, chiar lângă spitalul numărul 9, care avea și teren de fotbal și care, pe vremea aceea, vă spun imediat după război, la astfel de meciuri, deci campionatele regionale, campionatele orășenești, arhipline erau. Nu mai aveam altă televiziune, alte lucruri, erau arhipline, nici nu puteai să intri pe teren. Noi eram acolo, în spatele porții. Pot să spun că era o echipă cum este Bilbao la ora actuală. Așa se fotbal se juca, ce golul, ce puteai să vezi, ce era acolo. Deci, cum să spun, a venit, nea Victor Stănculescu, venise și el atunci antrenor l-a văzut cum stătea în spatele porții, cum dădea mingea, cum era copii. Și s-a amorezat de el. Și nea Victor de atunci l-a luat cu el. Atunci l-a luat la școala sportivă numărul 2, s-a ocupat într-adevăr de el,
sală de gimnastică la forță, că era mic, săracul și pripelnicit, cum era el. Și pe urmă s-a dezvoltat. A dezvoltat și a început să-i meargă bine. Acasă toate tocurile ușilor erau scrijelite cu cât creșteam. Eram înnebunit să crezi. Mă agățeam de tot felul de crengi. Ca să, mă spuse cineva că trebuie ca să pot să mă înalț, trebuie să mă întind. Pe urmă, sigur că la început în școală îmi spuneam pe tic, mă dorea cel mai mic în clasă. Era o fată mai înaltă, cu coadă, pe la coadă aia ajungeam. Pe urmă, dintr-o dată m-am înălțat, poate și din cauza lipsei de hrană corespunzătoare. În primii 4 ani, după ce a terminat facultatea, am fost antrenor la școala sportivă, unde am făcut un program cu câteva sute de copii dintre cei mai talentați. Unul dintre ei, sau dacă vreți liderul, era Mircea Lucescu. De fapt mai fusem la așa, în alte cartiere să fiu văzut. Am povestit în cartea mea cum s-a întâmplat cu Ceceau, cu maestru Catan atunci, maestru Catan, când pe vremea aceea Ceceau avea terenul de fotbal era strada Ilie Pintilie, care acum e prelungirea lui Ștefan cel Mare. Acum sunt niște blocuri acolo. Mircea, când era mic, eu știu că el ținea foarte mult cu Steaua. Am fost mai mulți, sigur, cum se făcea pe vremea aceea, două echipe de câte 11, pe mine m-a văzut mai mic, ce de tu în poartă. Echipa mea, care era mai bună, nu știu dacă m-a atins de două ori mingea. M-am băgat în poartă, dacă m-a atins pe mine. Sigur, la sfârșitul acestei selecții, și-a ales vreo 2-3, pe mine m-a pus deoparte. Și de asta am spus-o, n-am uitat-o asta, pentru că gestul acela lui de înlăturare, așa mi s-a părut că a fost o mare nedreptate care mi s-a făcut. Peste ani, în meciurile pe care le-am avut cu Steaua, devenind Steaua după aceea, cred că au fost meciurile cele mai bune ale mele și meciurile care a marcat cele mai multe goluri. Cum asta venea din interior, nu ca un fel de răzbunar, nu? Dar parcă mă simțeam permanent la o testare, parcă tot mi se părea că nu s-a terminat acea testare și că eu în continuare trebuie să mă vadă cineva cum joc la nivelul acela. Când l-am adus la școala sportivă, el știa să joace. Eu n-am făcut nimic altceva decât să-l pun într-o linie, am fost cu el în tabere de pregătire, să-l pun într-o linie în care talentul lui să se dezvolte, să creeze el cu mingea. Aceasta a fost tema acestor 4 ani. Îi datorez foarte mult lui Victor Stănculescu. El era student la ICF și fiind student la ICF a venit să antreneze echipa orășinească, din campionatul orășinesc, Reca, să se numea, unde juca fratele meu. Deci el avea 15 ani și juca în echipa asta. Și mă duceam și eu la antrenamente, să văd, mai dădeam și minge, nu am zis, până după o perioadă el a plecat. El a plecat, fiind student la IFS de atunci, și a devenit profesor la școala sportivă de el. El citind sportul, așa cred că s-a îndrăgostit de fotbal, așa cred. Că pe urmă a făcut școala sportivă numărul 2 și la un moment dat chiar a fost foarte supărat că ceilalți băieți fiind mai mari jucau și ei fotbal la echipe mai mici. Și el deodată i-a reproșat lui tata, zice, bine tati, la toți te duci numai la mine, nu vrei să vii să mă vezi și pe mine odată. Și atunci tata s-a dus și l-a văzut, țin minte că ne-a luat pe toți, dacă nu mă înșel, chiar pe 23 august, a avut un meci. Și de atunci, când a văzut tata că este aclamat de spectatori, s-a ținut după el cât a putut el. Pe urmă, la școala sportivă, cred că eram deja matur să încep o acte, dar nu jucasem niciodată, nu fusese nimic oficial. Am apucat să joc vreo 4-5 meciuri la echipa de copii, că era până la 16 ani, așa erau împărțiți atunci copii, până la 16 la 18 ani juniori. Deci am jucat la copii, mi-am văzut că aminte că într-un meci cu Metalul am făcut un plonjet și unul mi-a dat un picior în cap, mi s-a spart arcada, m-am dus acasă, când m-a văzut tata, mama, au zis, nu mai gata, nu te mai duci, nu mai joci fotbal, nu mai nimic.
Nu se putea lucrul ăsta. Domnule, a avut o scânteie. A avut o scânteie mare de mare fotbalist. Am văzut în el dragostea pentru fotbal, am văzut pasiunea și am văzut dorința de a dribla, ceea ce urmăream în sufletul meu să le dau acestor, la toți copiii mei au știut să dribleze. Asta am făcut foarte bine. Aminte, când am început să joc la școala sportivă, nu aveam ghete de antrenament, nu existau nici Adidas, nu existau nici Puma, nu exista nimica. Prima pereche de Puma, de ghete Puma, pe care țin minte că am dat 400 de lei pe vremea aceea, care era mai mult decât un salariu de unui muncitor, am dormit cu perechea aceea de ghete sub pernă. Și cu acea pereche de ghete am debutat în echipa națională împotriva Elveției, la București. Am câștigat 4-2. 3 goluri s-au dat din pasele mele. A fost primul meu meci în echipa națională. Deci, până să ajung la așa ceva, încercam să ne facem noi aceste ghete. Stăteam la școala sportivă, ne antrenam pe stadionul, pe terenul 4 al complexului 23 august, cum era atunci. Peste gardă stătea unul dintre băieții cu care jucam, se numea Mopsu. Și el își împropise un atelier, un mic atelier, în care noi, după ce terminam antrenamentul, săream gardul la el în curte și fiecare avea grijă să-și pregătească ghetele. Asta însemna iubirea pentru fotbal. Am făcut orice să continuăm. A început să-l curteze tot. Acum cine venea, cine îl vedeam când jucam cu echipa, îmi spuneau, cine e ăla micu cu freză frumoasă, cu niște ochi de viezure care penetrau pe oricine, pe adversar, când se uita în el, dribla și îl făcea deja într-un schimb un magnetism cu care el a câștigat această forță. Toată lumea mă spunea, dă-mi mie copilul ăla că vreau să-l iau. Și sigur, am avut marea șansă că Dinamo, Traian Ionescu a venit după mine acasă, domne, te rog, m-a luat, m-a cinstit, m-a, domne, vreau copilul ăsta. Și a spus, n-am nimic, este perioada când el trebuie să plece, eu știu. Vorbiți cu familia, mergeți. Și Nea Traian a fost un om deosebit, l-a iubit și Nea Traian, pentru că nu poți să nu iubești un copil care este, domnule, este ca un artist. La școala sportivă am început să jucăm, era printre dată, ne dădeau echipament, eram mândru că purtam echipamentul acela, pe urmă ne dădeau un bon de masă, țin minte că pe Lipscani, acolo era o cantină, întâi și mâncam acolo la prânz. Am început să joc în echipă, am jucat un meci extraordinar contra Farul Constanța, era campionat de junior și noi am bătut, eu am marcat 2 goluri, 2-0. Atunci a început să vorbească despre mine. Atunci a apărut la meciurile noastre Traian Ionescu, mi-aduc aminte. Dar eu nu știam, pe urmă mi s-a spus că de fapt era Gorgorin, care a fost un foarte mare descoperitor de talent. Era un timp, lucruri nu mai sunt astăzi, astfel de oameni nu mai există. Ăștia umblau prin toate cartierele, controlau, discutau, vorbeau, se interesau în totul. El mă văzuse și m-a recomandat Traian Ionescu, era un timp foarte bun. Și a venit Traian Ionescu personal să mă vadă. Și urmă, am spus, într-o seară a apărut la casă, în cartier acolo, așa cum se numea, o mașină de-asta, o Volga neagră, o bară un om. Incredibil, câinii lătrau în tot cartierul, tata s-a speriat, a prins lampa, se culcase, că omul se culca la 10,